secunde 4, mettem 4, 4, 4, de 10 ori, 4, 10, 40. Da? La fel am gândit-o și pe cealaltă. Eu am mai făcut aici un artificiu, da, încercând să spun ție că în loc de cei doi care alergau unul sub altul, ne putem închipui unul singur, care alergă cu noua viteză suma celor două viteze. 4 și cu 6, timpul fiind același, foarte bine găsim 100 de metri distanța respectivă. Da? Da. Deci, dragilor, am gândit aceeași problemă într-un limbaj. Dacă să mă convingi tu, că mă conving eu că tu ai înțeles, hai să spunem așa. Din A spre B pleacă 2. Da, din A spre B pleacă 2. Unul din A spre B și altul din B spre A. Ca și data trecută. Ăsta merge cu 7 metri pe secundă și ăsta merge cu 9 metri pe secundă. Ei aleargă unul spre altul timp de 15 secunde. Deci 15 secunde aleargă unul spre altul. Se întâlnesc într-un loc. Unde crezi tu că se vor întâlni? La mijloc? Nu. Deci 15 secunde până se întâlnesc. Nu, unde nu se întâlnesc. Unde se întâlnesc atunci? S-ar întâlni mai spre A. Mai spre A, că viteza la primul e mai mare. Mai spre A pe aici. Aici se va fi locul de întâlnire a lor. Deci, ăsta alerge până aici și cealaltul alerge și se întâlnesc aici. Foarte bine. Hai să aflăm care este distanța AB. Distanța AB... Știm că timpul care alergă, timpul egal cu 15 secunde. 15 de data asta, nu 10 pe a dată pe lângă. Ca să nu mai faci confuzii. Da. 10 cu... Da. 70 cu 35. Deci 70... 35. Ah, el face acum 7 ori 10, dacă ar fost 10, făceam 70. Și 5 ori 7, 35. 70 cu 35. Deci foarte bine ai gândit. Adică e vorba de 7 ori 15 și face 70 cu 35 se face. 7 ori 15, da, egal cu 105. 105. 105 metri. Primul face 105 metri. Al doilea cât face? 105 metri pe... Nu. Asta e distanța. Nu ți pe secunde. Când prima viteză o punem, cât face? Viteza înseamnă, în prima secundă a făcut 7 metri, în următoare 7 metri. Asta trebuie să înțelegi. Adică nu facem 7 cu 7 și cu 7, cu 7 de 15 ori. Da, în loc să facem de 15 ori, am mulțit pe 7 cu 15. Și aici, cât va fi, oare? Nu facem 9 ori 15. Sigur că da, 9 ori 15. Și cât va da? 9 ori 15. 135, ai gândit, dar spune și nouă cu voce ca să ne dăm și noi seama. 9 ori 10, 9 ori 10, 10. 9 ori 5 egal cu 45. Și atâna pe 90. Aveam 2 și mi-a dat 135. 135 de metri face primul. Da. Și primul, pardon, al doilea din B. Împreună, ca să aflăm toată distanța, ce facem acum? Ca să aflăm toată distanța de la A la B. Le adunăm. Corect. Deci, o să zicem 105 plus 135 și cât obținem? 105. E egal cu 0, da, reținem 1. Da. 0 și cu 3, 3 și cu 1, 4. Corect. 1 și cu 1, 2. Și deci, gata. Iată, 240. Iată, 240 de metri au făcut cei doi. După cum observăm, de ziua? Mai avem. Da. Mai avem. 26 de minute. 26 de minute. Nu, e vorba de sfert. E vorba de sfert, iubirea mea. Așa. În momentul, mai avem un pic, nu? Sau, e vorba de sfert. E bine, spunem așa.
că în clipa asta am făcut și două probleme interesante, da? Și ca temă pentru mâine, tu ai următoarea chestiune. Vreau 798 ori 34. Ori 34. Și apoi 687 ori 58. Și mai dau una. Și 279 ori 38. Ori 38. Prin două metode. Și desfășurat și viteză maximă. Da? Nu putem da viteză maximă. Nu se poate, pentru că trebuie să-ți trebuie control. Și ca să ai control, trebuie și într-o variantă și cealaltă. Numai așa îți dai seama unde e greșit. Bine ar fi ca deodată să nu greșești. Uitați ce scrie pe aia. Ce zice? Sinteza. Sinteza. Așa. Sinteza ori. Băi, haide. Sinteza. Da, bine. La sinteză... Măi, dacă știi când mulțești așa, să arăt un profesor acolo? Da. Da. La clasa a doua? Da. La clasa a doua, la început. La început. Du-te, băi. Și nu poți să crezi așa ceva, nu, profesor. A face pe două metode. Și desfășura. Nu, desfășurat nu pot să înțeleg, cam el cu, dar viteză maximă am auzit. A, da, faci și cu viteză maximă. Adică ce înseamnă viteză? Adică facem 687, unele sub altele, ori 58. Asta înseamnă viteză maximă. Viteză maximă, da. Aha, și desfășurat? Desfășurăm pe 34, 10, 30, plus 4 și desfășurăm. Multă muncă. Normal. Multă muncă. Normal, muncitorește. Da. Aha, două variante. Să încep și să sumarezi. Și trebuie să-i dea la același răspuns. Aici e povestea, frumusețea. Că dacă nu-i dă la fel, înseamnă că e mai greșit. Și control. În felul ăsta aș da seama unde trebuie să descoperi greșeala. Deci avem treabă de făcut, nu glumă. Băi, succes, ce să zic? Cam greu e nimeni, da. Să fac. Sincer vă spun, domn profesor, îi dați cam greu la clasa a doua. Dar el cere asta. Da? El a cerut să-i dau și ei tema acasă, el îmi cere, da? Asta. Da, da, da. Felicitări, Marioana. Așa greu? Ia ucidu. Clasa a doua la început. Bravo, lui. Sinteza n-ați făcut, v-ați luat cu vorba și n-ați făcut sinteza. Să știți. Mulțirea acolo și o să scriu ăsta. Zi, Mario, la revedere. La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. Și să mă urmăriți, că sunt fantastic. La revedere, să mă urmăriți. Că sunt fantastic. Deci îl scrie sinteza pe care, să știți, împuțiri, probleme. Așa.